Românii se căsătoresc la vârste mai înaintate față de acum 30 de ani și divorțează mult mai repede, un semn al schimbărilor fundamentale prin care a trecut societatea românească după Revoluția din 1989. Căsătoria a ajuns un eveniment pe care mulți dintre tineri caută să-l amâne cât mai mult. Acum 30 de ani, românii sărbătoreau în premieră pe 14 februarie Valentine's Day, ziua occidentală a îndrăgostiților. Statisticile oficiale analizate de experții de la compania de consultanță Frames arată că în 1990 tinerii erau mult mai decisi să-și unească destinele decât în prezent. Bărbații se căsătoreau în medie la 25 de ani, iar femeile la 22 de ani. De atunci, vârsta medie a tinerilor aflați la prima căsătorie a crescut vertiginos, ajungând în 2018 la 31,9 ani în cazul bărbaților și la 28,7 ani în cazul femeilor. Sunt mai multe puncte de vedere. În primul rând că este cel mai greu. 1. Nu e serviciu. 2. Nu e sigur pe ziua de mâine. 3. Locuință de unde. Și 4. Dacă n-ai situație materială, un serviciu, ceva unde să pui capul, nu poți face familie, indiferent ce vrea să faci. Nu au cultul ăsta al dragostei, al iubirii, al respectului unul față de celălalt. Înainte o fată era pudică, era un blai, te purtai cu ea ca și cu o floare, ca să nu-i rup petalele. La ora actuală, una, două, hai fă să nu știu ce. Pe mine mă sperie lucrul ăsta. Am crescut, am trăit și eu am destui ani, am trecut prin situația asta tânăr, nu știu ce. Păi făceai curte la o fată, era... La ora actuală nu. Iar căsătoria e căsătorie într-un fel pe avantaj. Bă, ce are ea, ce am așa, sau ce are el, vreau bogat cu mașină, dragostea nu. Deci dragostea nu mai primează. Deci decât materialul. Ca să mă ducă, să mă plimbe, nu mă interesează. Așa. Iar de muncă nici nu mai vorbesc. Că de muncă nu le place munca, fuga dracu de tămâie de muncă. Căsătoria era un pas esențial pe care tinerii îl făceau, odată cu încheierea studiilor, cu găsirea unui loc de muncă. Era un eveniment social în care sentimentele erau în strânsă legătură cu obiceiurile, cu ideea de cămin, de siguranță, de familie tradițională, mai ales în mediul rural. În 2023, societatea românească este mult mai sofisticată, mai ales în zonele urbane. Probabil că odată cu evoluția asta, cu când ne îndepărtăm de coborâtul din pom, mă gândesc că așa măsuri de prudență și de precauție, vremuri nesigure. Da. Asta cred eu. Deci vorbim din nou despre o problemă financiară. Da. Le este teamă, poate, să se bage într-o căsătorie, nu au un job stabil, nu au o locuință? Păi mă gândesc că de la asta pleacă premisa, de la problema financiară. Deci eu, din ce cunosc pe ăștia tineri, până nu se realizează un pic, deci cunosc care se căsătoresc din facultate, dar nu... Deci am văzut, am multe cazuri și la mine acolo de unde sunt. Deci să iau de prin facultate să găsesc, dar mă doare că... Deci nu concep, deci nu fac copii până nu se realizează. Deci asta denotă implicit că tot din probleme financiare. Dincolo de condițiile sociale, de mentalitate, amânarea căsătoriilor trebuie pusă în legătură directă cu situația economică a cuplului. Achiziția unei locuințe reprezintă în 2023 o adevărată provocare, mai ales pentru tineri. Contractarea unui credit este determinată de nivelul salarial, iar costurile vieții în comun generează o presiune pe care multe dintre cupluri reușesc cu greu să o suporte, astfel că amână căsătoria și conceperea unui copil o perioadă tot mai lungă de timp în așteptarea îmbunătățirii situației financiare.